Natura, portret de scriitor, Mihai Vișoiu. Mihai Vișoiu este un mare prozator, un prozator de mare forță, mai ales în două privințe. În primul rând, proza scurtă. Proza scurtă și foarte scurtă pe care o scria în tinerețe, este neîntrecută în literatura română. Este o putere de esențializare acolo, o putere de ascuțire a tăișului până la maximum, pe care cu greu o găsești în altă proză. Iar cealaltă specie în care excelează domnul Vișoiu este romanul Pamflet. Aici, iarăși, nu are egal și felul în care demolează racinile societății este cutremurător. O să citim un material al domnului Vișoiu care se cheamă Era iudeilor. Era iudeilor. De aproape 3 ani încerc să transcriu o poveste. O carte căreia să-i dau literele necesare pentru a fi transformate în cuvinte. Cartea, de fapt, o am scrisă fără semnele care dau naștere vorbelor. Mai corect spus, faptelor și trăirilor. A tot ce am trăit în aproape 80 de ani, când doar mort nu am fost și, deși sunt gata să plec spre garsoniera plătită de mult pe dealul Borei, încerc să nu mă grăbesc. Bunica, mai precis adevărata mea mamă, care m-a crescut, m-a apărat de foc, de copitele cailor și de coarnele vacilor, din uriașul grajd de pe malul roșu al Ploieștilor și m-a scos cu banii ei din multe și încurcate necazuri, ar fi spus doar atât. Povestea o am în cap și Dumnezeu abia așteaptă să mi-o dicteze. Bunica nu le avea cu vorbele, le-a faptele contau. Dacă ar mai fi trăit, ar fi avut acum 125 de ani, dar a știut să plece, cum numai ea știa, pe nesimțite, fără să supere pe nimeni, să deranjeze pe cineva. A avut în cei 80 de ani pe care i-a petrecut cu bucurii, să le numeri pe degete, și încercări cât cuprinde, una mai nemernică și fără milă decât alta. A fost un fel de Iov al unei mahalale, în care gospodarii din această parohie a orașului Sfânta Treime, cunoscând oamenii, creșteau animale. A avut noroc de bărbat adevărat, care, se spunea prin împrejurim, iubea caii ca pe proprii copii, atât cât a trăit. În noapte, într-o noapte, cu o săptămână înaintea intrării nemților în regat, pe la Lainici, în timp ce era cu iepele și cei doi armăsari pe Lucernă, la gara de est, unde se termina malul roșu, i-au dat niște tâlhari somnul de veci. L-au omorât ca să ia cheile cătușelor cu care erau împiedicate cele patru iepe și armăsarii. Luceerniera, în acea toamnă din 1916, a fost din belșug stropită cu sânge. Dacă bunicul Gheorghe al Mihăieștilor a fost înțepat în inimă de un tâlhar meseriaș în ale morții, armăsarii i-au zdrobit ca pe ciorchinii de struguri pe trei dintre ei, că al patrulea a fost călcat de un mărfar care venea dinspre Moreni cu cazanele pline de țiței spre Vega, una din primele rafinării ploieștene. Cătușele armăsarilor Zorilă și Vifor le-a scos după înmormântare unchiul Gogu, care abia trecuse în clasa a treia. S-a zis până târziu că unchiul Gogu era nesimțit. Nu numai de cai, dar și de vacile și bivolițele din grajd, care își umflau nările când intra prin ele. Bunica a rămas văduvă cu patru copii, unul mai mic decât celălalt, cu avere despre care cârcotașii chiar din neamuri mâriau că se va alege praful. Dar mama, că așa i-am zis bunicii de când i-am spus prima dată acest cuvânt, bisericoasă cum era, răspundea celor care o întrebau cum se descurcă, să nu-i dea Dumnezeu omului cât poate duce. A avut noroc și de oamenii din curte, aduși din partea făgărașului, slugile, cum îi frigeau în vorbe unii din partea locului, care nu se ajungeau la ce nevoie aveau. Când se trezeau bunica și copiii ei, erau sătui de muncă, că Dumnezeu a avut-o sub aripa lui și n-a căzut răpusă de necazuri. O dovedesc cele întâmplate prin 1926.
avea la locul dinspre Băicoi, unde punea porumb pe cele 5 pogoane din cele 10 avute cazestre, la prea și la a doua, unul dintre băieți care ducea rândul, dând cu sapa mai bărbătește. A văzut că sare din pământ apa neagră, groasă, care mirosea a gaz. Bunica, care tocmai venise cu mâncare pentru cei aflați la muncă în câmp, a început să plângă, văzând cum curgea păcura prin rândurile abia săpate. Și-a stors lacrimile și după ce a zis, așa a vrut Dumnezeu, și-a pus mâncarea în străchini, pâinea caldă tăiată felii groase și ulciorul mic cu ceașca de pământ alături pentru țuică, s-a urcat în șaretă și a plecat glonț pe calea câmpinii spre Ploiești. Până la tribunal, unde l-avea ca sfetnic pe bătrânul avocat Caragiu, macedonean venit încă din secolul trecut în Prahova, să-i spună ce necaz a dat peste ea. A avut noroc să-l găsească tocmai când se pregătea să plece acasă. I-a spus dintr-o suflare despre ce este vorba în timp ce își strivea lacrimile cu colțul basmalei. Macedonul, care era considerat avocatul nedreptății țiților, i-a zis, Coană Păună, nu mai plânge, ai dat peste o comoară. S-au întors la locul cu pricina și după o atentă privire la țiseiul care băltea, au plecat. Pe drum, avocatul i-a spus doar atât, să nu cumva să vinzi locul, chiar dacă îți vor da de 100 de ori mai mult decât este acum pogonul. Te-a miluit Dumnezeu că a văzut că ai răbdat la încercări. De la izvorul acela de apă neagră și groasă, viața celor din curtea bunicii s-a schimbat. Avocatul i-a făcut contractele cu societatea româno-americană care făcea prospecțiunile și începuseră forarea de sonde. Curgeau banii în contul de la Marmoroș Bank și creșteau de la o lună la alta. A mai cumpărat 20 de porcoane de la Movila Vulpii, dincolo de crângul lui Pot. Și să vezi, Dandana, și acolo a crescut pădurea de sonde. Deși casa era una dintre cele care să nu-ți fie rușine cu ea, a tocmit antreprenor un italian, unul Tamazini, cu al cărui nepot am fost coleg în primele 4 clase la domnul Diaconeasa, de la școala numărul 2 de băieți. Și cum italianul voia să arate la toți ce poate, a ridicat o clădire ce făcea umbră peste 3 case, atât la răsărit cât și la apus. Casa, în stil brâncovenesc, cu galerie largă, cu stâlpi rotunzi, cu partea de sus în semicerc, ce se înnădeau unii cu alții. Grajdul a fost mutat în adâncul curții, spre grădina Jidângii, către Moș Crăciun. Curtea a fost pavată și s-au furat 2 pompe din care se scotea apă la mână. Apa pentru animale se punea direct în jgheaburi și vacile, când veneau la păscut, erau aduse la grajd pe rând ca să nu se împungă. Pe băieții și ardelencile din curte, tot bunica i-a căsătorit. Le-a dat câte 1000 de metri din locul de la grob, de pe Rubinelor, unde le-a făcut case cu 2 camere și antreu, iar alături bucătărie de zid, cu o magazie pentru lemne și beci pentru ceapă și cartofi, bulion, murături, butoiul cu varză la murat și cazanele cu carne și cârnați prăjiți la untură. Bunica i-a cununat cu unchiul Angel, băiatul cel mare, care avea cinematograf și m-a declarat pe mine la primărie după o săptămână de la naștere că, de, eram primul lor nepot. Și au mers tot atât de bine încât străbunica Joița, mama bunicii Păună, de multe ori zicea că nu e bună cu atâta bogăție și tot zicea, Păună, cumpără niște icoane bătute în argint pentru biserica noastră, Sfânta Treime, și pentru mănăstirea de la Ghighie. Și mai dă și la alte fechete și babani la Crăciun câte o jumate de porc. Să simtă și ei în casă miros de sarmale. Dă, Păună, că Dumnezeu ți-a dat din plin. Nu fi cărbănoasă, că nu știi ce vremuri vin și războiul se apropie. Nu știi că acolo unde vin nemții, pacea se duce. Ce presimțiri o fi avut bunica Zoița, nu știu de unde veneau, dar ce a prevestit ea s-a adeverit în următorii 10 ani. Adică din 45 și până în 52, când în graj n-a mai rămas nicio baligă. Dacă în 42 au fost rechiziționați 2 cai și o pereche de boi pentru armata mareșalului, din toamna lui 44 rușii au tras cu grebla. Au luat în fiecare săptămână câte ceva, încât de Crăciun grajdul era gol. Noroc că Ștefan al Iulianei, care avea vaca fătată, ne aducea din 2 în 2 zile câte 2 litri jumate de lapte în cutia de tablă emailată pentru masca de gaze. Mămica acum întorcea vestoane și pantaloni militari, cărochii de mireasă nu mai avea pentru cine face. Femeile tinere umblau cu basmale negre îmbrobotite și întăciunite pe față de frica rușilor. În casa mare a bunicii, în camerele din față de la drum, ce le botezase unchiul Angel și care avea scările prin grădinița de flori, era încărtiruit un doctor rus cu nevasta, care s-au dovedit oameni cum se cade cât au stat la noi. Iar în celelalte camere, cu scară în curte, erau stăpâni 2 comisari, unul rus și celălalt basarabean, care era tălmaci și care
după ce vorbea celovecul, ne zicea ce a spus. Încerc să intru în craterul vulcanic din era iudelor și din ce simt că mă apropii, văd că am rămas tot mai departe. Acum, mai bine de 2000 de ani, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos printre pământeni. Văzând că se petrece printre oameni, atotputernicul a simțit că trebuie făcut ceva pentru potolirea războaielor care treceau prin foc și sabie, udând pământul cu sânge și stingând viețile precum lumânările cu fitilul de ață. Pildele Mântuitorului au trecut precum razele soarelui de la un sat la altul, de la o oștire la alta, făcându-i pe oameni să se întrebe de ce se omoară unii pe alții, că fiecare are părinți, soție și copii și până la încrucișarea săbiilor, sulițelor și ataganelor nu s-au văzut. Ba mai mult, unii dintre cei înjunghiați cu săbiile și ataganele semănau cu unii dintre ai lor, din trupele lor, ba chiar și cu vecinii și neamurile lor. Simțim marii conducători de oști că ura sădită în rândul soldaților începe să se ofilească, au început să cerceteze cauza. Așa au aflat că pe pământ se află Fiul lui Dumnezeu și minunile schimbau mersul tăvălugului barbar. S-a dat zvon în cele patru zări că cine îl prinde sau poate să spună unde se află Iisus va primi 30 de arginți. Și cum Iisus nu umbla singur, fiind mereu înconjurat de discipolii săi care la rândul lor făceau minuni, sădind credința, s-a găsit unul căruia zornăitul arginților i-a trezit lăcomia, simțire ce a premers strădării. Și așa a fost prins, răstignit și îngropat. A treia zi, vrând să se convingă că Iisus se află în mormânt, iudele și tâlharii au simțit și ei minunea minunilor. Mântuitorul nu mai era și mormântul era gol. Dumnezeu își luase Fiul la ceruri, ba mai mult, l-a lăsat în voia soartei pe Iuda. Din păcate, credința în bunul Dumnezeu s-a tot răspândit, dar odată cu ea și iudele. Din era bronzului până în orânduirea sclavagistă, feudalistă, capitalistă și social-comunistă, s-a ajuns la cea mai perversă era, era iudelor. Când fiecare iudă are ciracii săi, mari scamatori și iluzioniști care au în oștile lor pline de sânge, din tălpi și până în creștet, criminalii cei mai odioși, tâlharii și nemernicii incestuoși. Dar ce este cel mai grav e că s-au înmulțit precum păduchii în tranșeele soldaților îngropați de vii, vânzătorii de neam și de țară, cărora li s-au smuls inimile, conștiințele și tot ce poate fi numit omenesc. Aceste hoarde au ajuns din hoți de ultimă speță și lichele mărșave să facă pe justițiarii, dorind ca tribunalele să fie ale lor, procuraturile de orice fel să fie ale lor, securiștii de toate categoriile, polițiștii și jandarmii să asculte de ei, guvernele și parlamentele să execute ordinele lor, au aplaudacilor, pupincuriștilor, au televiziunile lor, au ziarele lor și au ajuns să decreteze că și țara care n-a fost niciodată a lor, le aparține. În 1939, când Hitler avea oricum mai mulți ani la conducerea Germaniei de acum, naziste, nu era considerat un dictator, cum este sasul nostru. De altfel, toată lumea se întreabă de ce n-a plecat odată cu părinții și sora lui în Germania, unde salariul unui profesor de fizică, la orice liceu sau post-liceală, ar fi fost de 4-5 ori mai mare decât câștiga el în România la acea dată, cu meditații cu tot. Acest cancer, cangrenă, pecingine, râie și tot ce este mai maletic pe pământ trebuie stârpit. Oameni buni, cât mai sunteți, treziți-vă! Mihai Bișoiu.